Hei, salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Suntem la Porumbei. O să vă arăt cum s-au luat perechile, pentru că nu s-au luat cum am vrut eu să-i bag. În primul rând, nu s-au luat în cuibarele pe care le-am vrut eu. Aici am pus niște cartoane sus ca să nu mai intre perechea asta, care și-a luat cuibarul ăsta. Ce e, caciurile? Așa, țiva asta închisă pentru că ăștia încă nu s-au împerecheat gutul cu guta listă. Și țiva aici la pereche. Roșia s-a luat cu negru. Cucu s-a luat cu Cleopatra, dar au două cuibare și sunt proști. Și cred că o să-l închid ori pe ăla, ori pe ăsta, nu știu sigur pe care dintre ele o să le închid. Așa, roșu ăla nu s-a luat cu 11, s-a luat cu bălțata asta. Deși ați văzut că în vlogul anterior s-a călcat cu bălțatul, însă aparent nu s-a împerecheat. Prințul s-a împerecheat cu 11, pentru că aparent ăsta e mascul. Ce? Așa, și el s-a împerecheat cu roșia asta mică care am băgaseram eu la pereche cu Vioriu. Și am luat de la tatăl meu acea femelă, o bulgăroaică, bine, așa îi spune el, cred, nu știu. Oricum, am luat-o pentru că este foarte frumoasă. Așa, și o să o bag în pereche cu Vioriu. Și roșu rămâne fără femelă. O să mergem să vă arăt și bălțatul cu balana aceea. I-am băgat la împerecheat pe o boxă ca să aibă mai mult spațiu, să îi las acolo mai mult timp cu apă și cu mâncare. Am vreo 3 zile, le-am băgat și paie. Aici e cuibarul roșului și a bălțatei. Hai mă, focus. Așa, roșul ăla și cu bălțata asta au cuibul aici. Bine ar fi dacă și-ar lua negru cuibarul ăla, că ei n-au cuibar. Mamă, ce frumos cheamă. Așa, mai sunt câteva paie pe aici pe jos. Avem aici și Regina, Vioria asta lică, care este în perche cu Yeti, Cucu, de acolo. Am băgat, să zic așa, cuiburi de-astea peste tot. Aici e cuibarul bălțatului și să sperăm că se vor împerechea și ei. Aici este un cuibar gol. Așa. Aici, na, sunt guții care sper să se împerecheze și ei până la urmă. Așa, cuibarul ăla cred că o să-l închid, să văd cum. Uitați, bălțata. Ok, hai să mergem și la ceilalți. Mai avem aici un motan haladit. Ce e, tata? Așa, el e scorțișoară. Ok, și exact sub boxa Murei, o să vă arăt și pe ea, i-am băgat pe cei doi la împerecheat. Știu că e noroi aici. Uitați, bălțatul. Trebuie să stau așa să nu-i scap. Și avem aici balana. O sucie în spațiu. Adică dacă are un iepure, au și doi porumbei. Le-am făcut vitamine astăzi la toți. Inclusiv aici la iepuri le-am făcut și lor. Neașa Mura. Abia aștept să le dau la muntă pe amândouă. Trebuie să le fac și curățenie astăzi. Ce e, fată? Ok.
Hai să vi le arăt și pe, și să vi arăt și pe ceilalți doi iepuri și vom încheia și noi videoclipul. Aici o avem pe Sonia. Ei am pus apă într-o gălițică de asta pentru că zilele astea cât a fost mai frig a înghețat și cum îi zice, a trebuit să fac cumva să le pot da jos și am pus într-o gălețică. Celorlalți le-am pus deja înapoi sticle, însă ei i-am lăsat încă gălețica, fiindcă e mai mare și bea mai multă apă, bea mai bine de jumate. Aici am făcut o gaură, că am vrut să o prind în ușă, dar mi-a smuls-o. Așa, și ei trebuie să-i fac curățenie, am mutat-o înapoi în partea asta pentru că ea era acolo, dar nu-i bătea lumină. A, și am spart chestia asta, mare aici deluță, am spart chestia asta pentru că, uitați, are ochii roșii și în partea cealaltă nu e, apare pe cameră, nu se vede la fel. Așa, de ce e Sonia? Hai, frate! O iepuroică la vârsta de 7 luni. Iepuroică, zic eu, din punctul meu de vedere, destul de mare. Așa. Și avem aici și masculul de luță. I-am pus și lui aici vitamine. Cred că a și vărsat pe jos. Curați, stai mă, curați în ureche. Nu știu cât de bine se va vedea. Așa. Știți că au avut râie în trecut, însă le-am dat niște vitamine. Vitamine, niște picături în urechi și și-au revenit. Când vor făta cele două iepuroaice, le voi face vaccinul și lor ca adulți și puiilor, pentru că de unde am luat iepurii nu face vaccin la ea, nu le face vaccinul și tocmai de asta face și râie în urechi, pentru că este un vaccin care previne această râie. Ce e fata? Hai că mă bag să le fac curățenie. Cam atât cu acest videoclip. Noi ne revedem data viitoare. Baftă!